Vedeți și cu un număr foarte mare de parlamentari. 15 parlamentari de Dolj, 5 senatori și 10 deputați. Tot discutăm de vreo lună de zile mai bine. Știți foarte bine că ne-am întâlnit și undeva pe la Tulcea și am putut să împărțim colegiile în cadrul Uniunii Social-Liberale. S-a stabilit ca la nivelul județului Dolj, din cele 15 colegii, 9 să aparțină PSD-ului și 6 să aparțină PNL-ului. S-a pornit de la ideea că cei care și-au câștigat un colegiu să rămână pe colegiu. Din acest punct de vedere, noi am avut 7 colegii câștigate în anul 2008. Colegii noștri liberali au avut 3 colegii câștigate. În felul acesta, a trebuit să ne împărțim cele 5 colegii care nu aparțineau parlamentarilor USL-ului. Și aceste 5 colegii au fost împărțite în felul următor. Așa cum vă spuneam, noi aveam 7 și a trebuit să ajungem la 9, ceea ce înseamnă că am mai luat 2 colegii pe Craiova, un colegiu de Senat și un colegiu de Camera Deputaților. Celelalte 3 colegii le-au luat colegii noștri liberali și în aceste zile am încercat să creionăm și să ajungem undeva la un consens, cel puțin în interiorul organizației PSD, de stabilizare și de clarificare a anumitor lucruri care mai ridicau un semn de întrebare. Și știți foarte bine că unul din semnele de întrebare era legat de candidatura senatorului Mircea Joană, unde nu era un dubiu că va candida sau nu va candida, că va candida sub sigla USL, pentru că și președintele partidului, premierul Victor Ponta, o spusese de mai multe ori în conferințe de presă sau la posturi de televiziune că Mircea Joană va candida sub sigla USL. Însă nu spusese niciodată foarte ferm că va candida pe colegiul de la Dăbuleni. Acum câteva zile am avut această discuție la nivelul central al partidului. De fapt, toate județele am intrat și a trebuit să avem aceste clarificări. La discuție am fost împreună și cu doamna primar Lia Uruța Vasilescu și vă putem spune că am susținut ca senatorul Mircea Joană să candideze în continuare pe acest colegiu, care a fost într-un fel branduit și legat de numele lui Mircea Joană. Și în felul acesta să dăm o stabilitate și celorlalți 2 deputați care sunt sub senatorul Mircea Joană, respectiv Valeriu Zgonea și Ion Călin. Deci, acest grup de 3 rămân în continuare, aceasta este echipa care intrăm în campanie, aceștia sunt oameni care chiar cred că au șanse foarte mari, maxime, de a câștiga 50+1 pe această zonă de sud a județului Dolj. Pe partea cealaltă, spre Cetate și spre Filiaș, avem 2 colegii care au fost ocupate de domnul deputat Claudiu Manda și de domnul deputat Petre Petrescu. Nu este nicio problemă în ceea ce privește pe aceștia 2. Sigur, cu șanse maxime și acestea de a câștiga 50+1, pentru că și înainte au obținut scoruri foarte mari. Se vrea problema senatorului care să fie deasupra
acestor colegii de Camera Deputaților, pentru că locul aparținuse doamnei primar Olguța Vasilescu și în aceste condiții rămăsese liber. Numele care a fost aprobat și care va candida în această funcție este a domnului Voinea, Florea Voinea, un om al locului născut la Maglavi, un om care a mai fost deputat, un om care este foarte legat de sistemul de organizare din Tiselev de la București și foarte apropiat de noi și, sincer, ne-a deschis foarte multe uși în această perioadă în care am fost în opoziție și pe care noi l-am acceptat de la început. Asta înseamnă că și aici avem de-a face cu trei dintre cele mai bune scoruri pe țară, așa cum și Mircea Joana a avut chiar cel mai bun scor dintre senatori. Rămân colegiile pe care le avem, care au rămas pe Craiova, unde noi am avut un singur colegiu câștigat la vremea respectivă, câștigat de către Florentin Gust, care, așa cum știți, a trecut prin mai multe partide și în final ne-a regăsit după ce ne părăsise și care, după discuția pe care am avut-o la centru, rămâne în continuare pe acest colegiu, pentru că într-un moment foarte important pentru USL și pentru PSD, respectiv atunci când a trebuit să se voteze în Parlament, a fost alături și și-a dat votul și a existat această promisiune că toți cei care fac acest gest într-un moment de cotitură își vor menține colegiile. Așa că și în acest caz Florentin Gust va rămâne sub sigla USL-ului să candideze aici. Iar celelalte două colegii care revin PSD-ului pe Craiova sunt un colegiu de Senat care este deasupra colegiilor de deputați Florentin Gust și Ionuț Stroie. Și acest colegiu de Senat noi am dorit să-l promovăm pe președintele organizației municipale Craiova, actualul secretar de stat din Ministerul de Interne, Mihai Fifor. Președintele a fost de acord cu această candidatură, așa că sunt sigur că Mihai Fifor se va implica cu toată forța alături de ceilalți doi colegi de-ai noștri să poată să câștige aceste colegii, unul de Senat și două de Camera Deputaților. Rămâne un singur colegiu, respectiv colegiul 2, colegiul Brazdă, dar care urcă cu câteva comune, respectiv cu Bulzeș, Murgaș, Mischii, partea aceasta, nu știu dacă nu este și Goieștiu, deci patru comune care sunt alături de cartierul Brazdă și care rămâne în continuare un colegiu în care mai așteptăm să mai putem purta o discuție. Ce s-ar mai putea întâmpla aici ar fi fie să avem o candidatură a unui coleg care a mai fost parlamentar de Dolj în două mandate, Nicu Vasilescu, și care în prezent lucrează la secția de organizare a partidului din Chiselev și obține și are și o funcție importantă la Camera Deputaților, dar nu este parlamentar în prezent, fie așa cum se vor mai așeza în ultimele zile aceste locuri, să putem să mai poate interveni ceva, poate cu redistribuiri de la UNEPR sau cu o situație care s-o vedem până la urmă rezolvat așa. Deci este singurul colegiu în care mai avem un semn de întrebare și care cu siguranță trebuie să se rezolve în zilele următoare, dacă nu cumva chiar mâine,
pentru că, din punct de vedere al calendarului aprobării acestor candidaturi, ar urma să se întâmple cam în felul următor. Mâine să aibă loc un comitet executiv județean în care să se aprobe aceste propuneri, după care, marți, să aibă loc la București un comitet executiv național în care noi să prezentăm și, de asemenea, să primim girul întregului comitet executiv, iar în cursul zilei de miercuri 17 să avem o lansare oficială a tuturor parlamentarilor pe stadionul național, pe stadionul, pe arena națională, unde ne așteptăm să fie probabil 20-30 de mii de membri USL, ocazie cu care fiecare județ își va prezenta candidații de la Senat și de la Camera Deputaților. Data de 30 este data limită în care se depun candidaturile. Dosarul care este prezentat de fiecare organizație este semnat în final de către președintele partidului, domnul Victor Ponta. Cam acestea sunt lucrurile și cam așa vor arăta. Probabil că la București, nu probabil, sigur, vom fi și cu colegii noștri PNL. Cred că și ei definitivează în aceste zile, lista cu candidații și, într-un final, ne vom întâlni și vom merge împreună la București. De la PNL aveți numele candidaților, nu? Nu. Nu avem numele candidaților, pentru că nu ar trebui ca PNL-ul în interiorul ACD-ului pe care îl știm să-și rezolve aceste probleme, adică din colegiile lor să dea sau nu știu cum se înțeleg, este o problemă internă a lor, cum procedează mai departe. Președinte, dacă UDPR-ul în cadrul Alianței va primi un post. Da. Ia de la PSD, ia de la PNV. Dacă este să-l ia de la, cred că nu poate să-l ia decât de la noi, pentru că înțelegerea a fost făcută cu PSD și dacă poate să ia ceva, este această zonă care a rămas puțin gri și care înseamnă colegiul numărul 2, cred, de Camera Deputaților. Deci aici ar mai putea să mai intervine ceva. Aveți însoțit pe Florentin Gust în campanie electorală? Poftiți? Aveți însoțit pe Florentin Gust în campanie electorală? Soții cu... Știu ce vreți să spuneți, cu privirea, cum se vă spun. Sunt foarte interesant, dincolo, de foarte multe ori este urâtă politica. Vă pun această întrebare, da. Pentru că de fiecare dată când a trecut la cât de un partid, așa, în ultima perioadă, destul de multe, da. Principalul personaj din PSD pe care l-a atacat a fost dumneavoastră. Așa este, l-am privit și eu, uneori am zis că e un tânăr care crește, care mai zice, mai pleacă. Acum ce să vă spun, sunt liderul partidului, sunt copreședinte al USL-ului, sunt vicepreședinte pe țară. Ceea ce ne interesează foarte clar și foarte mult este să putem să luăm cât mai multe mandate și să putem să facem guvernul, pentru că degeaba am avut alegeri locale în care am câștigat tot ce puteam să câștigăm, 37 de președinți de Consiliul Județene, dacă nu vom ajunge să facem și guvernul, dacă nu vom ajunge să fim... Guvern cu personaje ca Florentin Gust, probabil nu e singur la nivel de Uniune, de care au trăgarea în sânge și traseism politic, va da siguranță unui viitor guvern USL. Înțeleg că dacă vă știm de atunci și președintele prea învățesc. Da. Dar eu cred că are electoratul său și sigur, sunt sigur că mulți oameni și i-a păstrat și din organizația municipală și vor fi alături. Adică mie greu să mă fac acum avocatul cu Florentin Gust, dar... Întrebați pe dumneavoastră, când a fost la el la un dat la careva Victor Ponta a afirmat că îi va pune parlamentarii USL să semneze demisii în alt. Știți ceva despre această? Nu, nu știu. Și nu cred că se va proceda de maniera asta. Vis-a-vis de aceste nominalizări sau candidați care sunt ați făcut o sondare în colegii,
dintre oameni? Din acest moment, cei care sunt interesați să o facă sunt în primul rând parlamentari. Sunt sigur că își vor face rânduri de sondaje, nu numai unul. Dar cel mai bun sondaj este acela în care fiecare să bată la fiecare ușă, să spună cine sunt, că eu sunt și am fost tot la acești 4 ani, am făcut ceva sau n-am făcut pentru dumneavoastră și pentru localitatea dumneavoastră. Sunt personal câte mandate credeți că vă dată să vă? Păi, eu cred că putem să luăm toate colegiile pe care le avem, adică 9 colegii, am avut șapte parlamentari la alegerile din 2008, putem să avem 9 parlamentari acum ai PSD-ului. Deci toți au șanse foarte bune să-și câștige mandatul. Înțeleg că în cadrul alianței se mai fac analize de distribuirea parlamentarilor UNFR în colegii. Da. În țară, înțeleg că inclusiv la Dolj. Aveți idee, se vehiculează un nume sau un alt nume de la UNFR care ar putea să ajungă aici, la unui candidat care ar putea să ajungă la noi? Nu, noi nu vorbim de nume. Deci dacă se va stabili ca un colegiu de la noi să ajungă la UNFR, UNFR-ul este cel care ne propune un candidat. Dar vezi că astăzi și mâine sunt zile decisive în care să putem merge. Discuția pe care am avut-o cu premierul Ponta a fost aceasta de a lua în considerare pe Nicu Vasilescu, colegul de la București, și în acest moment în care vorbim noi, se desfășoară discuții la București pe această temă și de asta mi-am luat o măsură de rezervă până mâine, până când vedem cum se desfășoară. Oricum, chiar dacă rămâne Nicu Vasilescu, este un băiat destul de destoinic, în prezent este președintele casei româno-chineze și din această perspectivă poate să aducă în atenția chinezilor această zonă și de ce nu poate chiar o firmă care să construiască ceva la fel. A fost tu președinte de la PNM Tineret, nu? Da, da. Yes. E o problemă a instituției primarului, a instituției prefectului. Sunt deja două instituții implicate foarte mult în această problemă. În acest moment, dacă se merge cu pașii următori, respectiv contenciosul să decidă, este cea mai calificată intervenție care poate să o aibă cineva. Sigur că eu pot să am opiniile mele, dar dacă vorbim de ceea ce se întâmplă acolo, sunt tentat să dau răspunsul solomonic, al lui Solomon cel din Biblie. Adică și unul are dreptate și unul are dreptate. Dar să așteptăm în acest moment să se pronunțe celelalte instanțe, mai ales că este și un control de la minister. Ce pot să spun eu este că dacă cineva își pune întrebarea eventualei rupturi a USL-ului din această dispută între PNL-PSD, răspunsul meu este categoric nu. Adică rămâne în continuare USL-ul pe plan local, se va găsi un moment și instrumentele necesare încât să se medieze foarte bine această problemă și, sigur, să se găsească și soluțiile prin care să se dea satisfacție părților. E un diferent care a apărut exact cu 2019 de alegeri. Și atunci e tot mai bine în cadrul celor. Deci nu vreau să